Măștile din material textil vor fi interzise în școli și universități începând cu luna septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Ioana Mihăilă, care a precizat că singurele măști de protecție permise sunt cele de uz medical. Anunțul vine și în contextul în care obligativitatea purtării măștii se menține la școală în spațiile închise. Ministrul apreciază că în spațiile deschise masca nu va fi obligatorie, cu excepția ceremoniei de deschidere a noului an școlar, unde nu se va putea menține distanțarea fizică. De asemenea, elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și studenții, trebuie să folosească măști de uz medical.